Am stat o oră în bancă cu tata, pentru că a trebuit să transfere niște bani. Nu m-am putut abține și l-am întrebat: tată, de ce nu îți activăm internet banking? De ce aș face asta? A întrebat el. Dacă faci asta, nu va mai trebui să petreci o oră aici pentru lucruri precum transferul. Poți chiar să-ți faci cumpărăturile online. Totul va fi mult mai ușor. Am fost tare încântat să-l inițiez în lumea net banking. El a întrebat: dacă fac asta, nu va mai trebui să ies din casă? Exact, nu mai trebuie să ieși din casă. I-am explicat cum până și alimentele pot fi livrate la ușă acum și cum Amazon livrează totul. Răspunsul lui m-a lăsat fără cuvinte. El a spus: de când am intrat astăzi în această bancă, m-am întâlnit cu 4 dintre prietenii mei. Am stat de vorbă o vreme cu personalul care mă cunoaște foarte bine. Știi că sunt singur, iar aceasta este compania de care am nevoie. Îmi place să mă pregătesc și să vin la bancă. Am destul timp, iar întâlnirea cu toți acești oameni este interacțiunea de care am nevoie. Acum 2 ani m-am îmbolnăvit. Proprietarul magazinului de la care cumpăr fructe a venit să mă vadă și s-a așezat lângă patul meu și a plâns. Când mama ta a căzut acum câteva zile în timp ce se plimba de dimineață, băcanul nostru local a văzut-o și imediat a luat-o cu mașina să o ducă acasă, deoarece știe unde locuim. Aș mai putea avea ocazia de a experimenta această conexiune umană dacă totul ar deveni online? De ce aș vrea ca totul să mi se livreze și să mă forțeze să interacționez doar cu computerul meu? Îmi place să cunosc persoana cu care am de-a face și nu doar vânzătorul. Asta creează legături și relații. Amazon nu poate să livreze toate astea. Tehnologia nu este viață. Petrece timp cu oamenii, nu cu dispozitive.